bună seara, Nadina! Ce faci tu, draga mea? Foarte bine, astăzi sunt mai bine dispusă, sunt mai veselă. Mă bucur! Da. Și unde mergi? Am o întâlnire cu organizatoarea mea de nuntă și ne întâlnim pe o terasă. Este zi, pe timp de zi. Vreau să-mi arate câteva idei, câteva variante și să ne uităm împreună pe niște cataloge. Deci te pregătești de nuntă? Da, Ilinga. Bine, Nadina, sper să fie într-un ceas bun. Dacă bărbatul o vede pe Valeria întâi, eu nu știu cum să te mântaia, da, mă rog. Lasă, lasă. E conținuta Valeriei. Bine, și așa. Eu pur o pun pe luați aminte. Alexandra. Da. Nu vreau să fiu răutăcioasă, doar că, cum să spun eu, Nadina, ținuta aceasta nu te avantajează, nu mi se pare că te prinde absolut deloc și ar trebui... Ce nu mă prinde? Nu știu, nu găsesc aproape niciun element în ținuta ta care să-mi placă. Să zic într-adevăr că mașa, poate într-un alt context, ți-ar fi venit mai bine, ai fi putut să faci ceva mai interesant. Dar materialele acelea și, nu știu, și dungile de pe pantofi cu catarama aceea de la geantă și cu, nu știu, nu, este din punctul meu de vedere un mix și o combinație nereușită. Ok. Hai să ascultăm părerea juraților atunci despre ținuta ta în fața lor, te rog. Alexandra, bun, în primul rând, a vrut să spună nu că nu ești bine și nu te avantajează acest tip de pantalon scurt, lungimea acestui tip de pantalon scurt, pentru că ori, în cazul de față, era un pantalon scurt, categoric din alt material, cu o altă bluză, pe tocuri mai înalte, pentru că tu ești minionă. Da? Deci nu ofensă, adică ești frumoasă, ești proporționată bine, dar o astfel de lungime la un pantalon scurt, într-adevăr, te dezavantajează. Te-am privit și din față și din spate. Atenție mare atunci când vă alegeți produsele și vreți să veniți descoperit atât de mult, pentru că nu toate sunteți avantajate de aceste produse. Am încercat să fac altceva vreți față de... Să păreți mai lungi, atunci puneți tocuri. Da. Da? În bătălia asta din platou moldovence contra oltence, scorul e cam clar. Fă ceva și redă puterea Olteniei, fată, că nu vă prezentați prea bine. Promit nici că revin. Nici tu, nici Mirela, amândouă sunteți tristuțe rău. Nu purta un pantalon atât de scurt. Adică pe tine nu te avantajează. Dar nici aici nu te avantajează, pentru că te face de două ori mai mare. Da, din cauza materialului. Cred că este materialul posibil. Foarte gros și din cauza asta... Te cred. Tu ești o fată frumoasă, dar fiecare dintre voi avem niște chestii pe care trebuie să le ascundem, să nu le evidențiem, că na. În rest, nu pot să spun că îmi place ceva. Geanta este urâțică, pantofii... Mopsici, vorba lui. Da, de aruncat în groapa mopsică. Da. Țușcă mică, trebuie să porți cămașa asta cu o pereche de pantaloni negri cu talie înaltă și pense, conici, cu vedere la gleznă și sandale prețioase. Doi, în niciodată, în niciun caz, în niciun context, geanta cu pantofii ăștia. Altfel s-a cam spus tot. Calificative atunci. Îmi pare rău, Nadina. Și mie îmi pare promit rău. Promit că revin. Promit că revin. Să revii. Revin. Mie nu-mi pare rău, pentru că sper că totul vei primi totul pozitiv, toate criticile noastre și că te vei îndrepta. Sunt alături de tine, cei din Oltenia și poate nu numai, chiar toată țara, așa că spune-le unde și cum te votează. În primul și în primul rând am foarte mare nevoie de voi, pentru că această săptămână nu am avut ținutele cele mai bune și dacă nu mă votați s-ar putea să plec acasă și mai vreau să rămân în această competiție, pentru că cred că am multe lucruri de demonstrat și de arătat, dar pentru asta am mare, mare nevoie de voi. Votați numărul 8 la 1206. Mulțumesc tare mult, Nadina!